Dragilor, eu m-am uitat de la bun început la fețele dumneavoastră și am văzut mult oboseală. Suntem obosiți. Faraon nu ne mai dă nici paie, dar vrea să tot facem cărămizi. Și aici același număr. Astăzi am muncit doar o jumătate de zi, dar credeți-mă că am muncit mult mai fizic, mult mai mult decât într-o zi de dimineață și până seara. Așa e, Faraon. Dar în inimile noastre noi suntem bucuroși. Amin? Amin. Noi trupește. Și Pavel zice că trupul e neputincios. Noi trupește, suntem obosiți. Am muncit astăzi. Sorilor, ați gătit astăzi. Aici o să ne bucurăm noi, frații, de găteala dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Dar acum haideți să facem apel la liniștea noastră sufletească. Ne oprim din alergarea noastră și cu mintea. Nu mai gândim la ceea ce am pregătit, ceea ce vom consuma, vom mânca după. Haideți să facem puțină liniște în sufletul nostru și să ascultăm cuvântul Domnului. Ca de fiecare dată, eu am obișnuit cu predicile mele, cu mesajele mele. Sunt trei gânduri care vreau să vi le transmit. Mesaje tematice, ca de fiecare dată. Haideți să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească astăzi la sărbătoarea nașterii Domnului. De Crăciun. Slăvit să fie Domnul. Am citit în Luca capitolul 2 pentru că e destul de complet pasajul și ne vorbește foarte frumos despre nașterea lui Iisus Hristos. Apoi de la versetul 8 avem un tablou foarte frumos când cerul se deschide, se coboară frumusețea lui Dumnezeu și se aduce vestea cea bună. La bela notiță, frumosul mesaj. S-a născut un Salvator, un Mântuitor. Dragilor, e sărbătoarea cadourilor. Asta am văzut în mod special în Italia. Și e foarte bine. Ei, în această seară, în aceste câteva momente, aș vrea să ne gândim profund la marele cadou care Dumnezeu ni l-a făcut. Iisus Hristos. Răscumpărarea noastră prin jertfa lui Iisus Hristos. Mai întâi s-a născut, apoi a pătimit, apoi a fost răstignit, apoi a înviat, s-a înălțat la Tatăl și acum Biblia ne spune că stă la dreapta lui Dumnezeu și se roagă. Adică mijlocește pentru tine și pentru mine. Că așa de bun suntem, așa de grozav suntem, așa de credincios suntem, încât Tatăl trebuie să-L asculte mereu pe Hristos, pe Iisus, care să mijlocească și să se roage pentru fiecare dintre noi. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Dragilor, uitați-vă la versetul 9, spune cuvântul Domnului și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, da? Imaginați-vă acel frumos tablou. Să fi fost tu acolo, să fi văzut cum cerul se deschide, o lumină puternică strălucește, da? Și un mesaj pe măsură. Așteptau evrei eliberarea și salvarea și l-așteptau pe Mesia de ani și ani de zile. Și dintr-o dată, unor ciobani, primul mesaj. Se deschide cerul, așa cum am spus, și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Și part două versetului care ne interesează ca să desprindem primul gând din această seară care vreau să vi-l transmit. Și ei s-au înfricoșat foarte tare. Dragilor, ce așteaptă Dumnezeu de la noi de Crăciun? Ce așteaptă Dumnezeu de la voi de sărbătoarea nașterii Domnului? Ce așteaptă Dumnezeu de la tine, de la această frumoasă sărbătoare, în această perioadă frumoasă? Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? În primul rând, dragilor, primul lucru. Când Dumnezeu ne face cadou, cel mai mare cadou este Iisus Hristos. Amen. Și apoi avem atâtea cadouri frumoase, pe care poate că le privim așa mai... Poate nu le considerăm așa de mari. Uitați-vă la soțiile dumneavoastră. Un cadou extraordinar pe care l-am primit de la Dumnezeu. Doamnelor, uitați-vă la soții dumneavoastră, un cadou extraordinar pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Uitați-vă la copilașii voștri care sunt în casa Domnului, în casa de rugăciune. Un cadou extraordinar din partea lui Dumnezeu. Dar haideți să privim mai întâi la ce așteaptă Dumnezeu de la noi când e vorba despre cel mai mare cadou. Când Dumnezeu ne face cadouri, dragilor, și ne face cadou. În fiecare dimineață îți deschizi ochii și vezi. În fiecare dimineață te ridici pe picioarele tale. În fiecare dimineață te deplasezi pe picioarele tale. Ăsta este un cadou extraordinar. Când Dumnezeu ne face cadouri, dragilor, Dumnezeu este foarte interesat. Primul lucru. O să mi se pară așa de simplu și banal. Dar atâta profunzime. Dumnezeu este foarte interesat de reacția noastră.
Dumnezeu este foarte interesat de expresia feței tale. E foarte interesat de inima ta. Când facem cadouri copiilor noștri, unii îi aveți încă mici, alții au mai crescut și s-au mai schimbat lucrurile. Dar aduceți-vă aminte când erau copii și le făceați cadouri atât de interesant, atât de așteptat acel moment pentru ei și vă uitați și dumneavoastră și ne uitam și noi cu atâta bucurie la ei să vedem expresia fețelor. Sunt mulțumit sau nu sunt mulțumit? Sunt bucuroși de cadouri primit sau nu sunt bucuroși? Ce față face când primește un cadou? Au fost și părinți mai hazli care au apelat și la trucurile acestea. Ci că au făcut cadouri și au tot împachetat. Au făcut mai multe pachete, mare, mai puțin mare și mic, micuț de tot. Și s-au chinuit copiii să deschidă. Și când a deschis, era un pix. Dar asta era doar așa, ca de fațadă, să vadă ce expresie face copilul, ce față face, cum se raportează mai apoi. Și majoritatea dintre ei s-au supărat și au început să plângă. Și apoi a venit cadoul frumos. Dragilor, când Dumnezeu ne face cadoul, și ne face Dumnezeu cadoul, El este foarte interesat de expresia feței noastre. Este foarte interesat de reacția noastră, fraților. De reacția noastră lăuntrică, să vadă inima noastră, suntem noi mulțumiți sau nu suntem noi mulțumiți. Când soțiile noastre gătesc o mâncare, ele se uită la noi, să vadă dacă ne place mâncarea și dacă nu ne place, vor încerca și își vor da toate silințele să o facă mai bună data viitoare. Așa este. Când soțiile noastre ne gătesc ceva, se uită la noi și sunt așa de împlinite, așa de bucuroase, că funcționează, că mi-a plăcut mâncarea, pentru că o face cu inimă, cu patos, cu pasiune. Lui Dumnezeu, dragilor, îi place să se uite la reacția noastră atunci când noi primim cadou de la El. Păstorii s-au umplut, dragilor, am spus versetul 9, s-au umplut de teamă sfântă la primirea veștii despre cel mai mare cadou. Se deschide cerul așa cum am spus. Și vestea că cel mai mare dar așteptat, cel mai mare cadou, nașterea lui Mesia, a Mântuitorului, a Salvătorului, s-a născut Iisus și este printre voi. Și această veste frumoasă, dragilor, a umplut inimile păstorilor de teamă. Când privim la marele cadou Iisus Hristos, Dumnezeu este interesat de reacția ta, de expresia feței tale, de felul tău de a te comporta. Când privești la cel mai mare cadou, la Iisus Hristos, suntem la sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului și privim la acest cadou, Dumnezeu vrea să vadă o reacție din partea noastră și prima reacție noastră este să fie teama sfântă. Nu e de jucat, nu e de joacă cu Dumnezeu. Nu putem doar să sărbătorim, venim la biserică și apoi să trăim viața noastră așa cum vrem noi. Trebuie să trăim această sărbătoare așa cum ne învață Cuvântul Dumnezeu. Spune Biblia despre preotul Zaharia în Luca capitolul 11, de la versetul 11, că i-a venit rândul să slujească la templu. Și a slujit omul acesta la templu. Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. Și dintr-o dată un înger al Domnului vine la el și spune versetul 12, Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Vrea Dumnezeu să te vadă, dragă soră, să te vadă, dragă frate, să te vadă, dragă tână, că te raportezi cu frică, te raportezi cu teamă, te raportezi cu respect la cel mai mare cadou pe care l-a făcut Dumnezeu. Iisus Hristos, 70 de ucenici, Iisus Hristos le dă putere și le spune, auziți, va trebui să plecați să mărturisiți cuvântul meu. Va trebui să vindecați bolnavi. Veți trece pe lângă orbi și vă dau puterea să vindecați orbii. Veți trece pe lângă șchiop și vă dau puterea să le dați sănătate. Și au plecat cei 70 de ucenici binecuvântați de Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat a venit vremea să se întoarcă acasă, să se întoarcă din nou la Hristos. Și îmi place așa de mult felul cum s-au întors ei și spune așa cuvântul Domnului în Luca capitolul 10, cei 70, versetul 17. Cei 70 de ucenici s-au întors plin de bucurie și au zis, Doamne, trecem pe lângă orb și primesc vindecare. Trecem pe lângă bolnav grav și primesc vindecare. Dar ascultă-ne bine, Doamne Iisuse, trecem pe lângă oameni îndrăciți și primesc eliberare. Însuși ducurile demonice ne sunt supuse. Și ascultați-mă la reacția lui Iisus Hristos.
Spune așa în versetul 21. Ei au început să povestească cu patos, cu inimă, cu bucurie despre marele cadou care l-au primit de la Dumnezeu. Și versetul 21 spune, în ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru acești ucenici. S-a bucurat Iisus când a văzut reacția ucenicilor, când au văzut felul cum s-au raportat ucenicii la cadoul primit din partea lui Dumnezeu. Duceți-vă în lume și vestiți Evanghelia. Vă dau putere să vindecați. Și când s-au întors înapoi, erau entuziasmați și plini de bucurie. Și Hristos, în dreptul lor, se bucură. Dragul meu, dacă nu-ți bați joc de acest mare dar al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, dacă te bucuri de darul primit de la Dumnezeu și profiți de darul acesta frumos, Iisus în dreptul tău în această seară, Dumnezeu Tatăl în dreptul tău în această seară, face exact ce a făcut în dreptul ucenicilor. S-a bucurat în ceasul acela în Duhul Sfânt. S-a bucurat în Duhul Sfânt. I-a plăcut, a zâmbit în dreptul lor. Și în această seară Dumnezeu zâmbește în dreptul tău dacă te raportezi la cel mai mare cadou primit cu teamă sfântă și cu bucurie. Dumnezeu să te ajute pe tine și pe mine. Deci primul lucru, dragilor, când Dumnezeu ne face cadou și ne face cadou, Dumnezeu este foarte interesat de reacția noastră, de felul cum primim acest cadou. E vorba despre cel mai mare cadou și apoi de toate cadourile primite de la Dumnezeu. De toate darurile și binecuvântările primite de la Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, un loc de muncă este o mare binecuvântare de la Dumnezeu sau un mare blestem de la Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a îngăduit și omul, fiind neatent, a căzut acolo. Și își pierde toată vremea în afara familiei, în afara bisericii, în afara părtășiei cu Dumnezeu la locul de muncă. Dar privește la lucrurile care ți le-a dat Dumnezeu cu mare, cu mare frică și cu mare teamă și cu mare respect și Domnul să te ajute. În al doilea rând, ajutați-vă la versetul 20. Spune că păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate ce au ziseră și văzuseră și care erau tocmai cum li se spusese. Când ne face Dumnezeu cadou, dragilor, în primul rând este interesat de reacția noastră, de inima ta. Dacă știi să-i mulțumești sau nu știi să-i mulțumești, știi să accepți darul acesta cu bucurie și mulțumire sau nu o faci. Și în al doilea rând, dragilor, este foarte interesat când ne face Dumnezeu cadouri. Este foarte interesat de cum folosim acel cadou. Și acum începem să ne apropiem de lucruri foarte profunde. Când Dumnezeu ne face cadou, marele cadou Iisus Hristos, planul de mântuire pentru recuperarea și împăcarea întregii omeniri cu Dumnezeu, Dumnezeu este foarte interesat de cum ne folosim de acest cadou. Păstorii, citeam versetul 20, ei au deschis cadoul. Că foarte mulți dintre noi primim astăzi cadou. Omenii l-a primit un cadou, Iisus Hristos. Și l-au lăsat închis. Este și funda deasupra. Nu l-au deschis. Păstorii au deschis acel cadou, vorbim metaforic, și n-au avut altceva de făcut decât plin de bucurie să fugă în cetate și să povestească și să împărtășească cu alții cadoul primit. Deci, dragilor, cum folosim noi acest mare cadou primit de la Dumnezeu, șansa salvării sufletului nostru. Avem o șansă de salvare a vieții noastre, a sufletului nostru. Știm bine că într-o zi lucrurile și viața noastră se sfârșește pe acest pământ. Și ne așteaptă veșnicia. Cum folosim noi acest cadou, șansă a salvării sufletului nostru? Adică întâlnirea noastră personală cu Dumnezeu. Asta este desfacerea cadoului. Să desfaci cadoul acela primit de la Dumnezeu, darul primit de la Dumnezeu, despre care vorbim în seara aceasta. Nașterea Iisus Hristos, dragilor. Să desfaci acel cadou înseamnă, dragilor, să te întâlnești cu Iisus. Să ai o relație cu Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului că Iisus este gata, gata să se ofere. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, Iisus bate și nu bate cum bate satana, cum bate diavolul, cu piciorul intră forțat în casa omului, în inima omului și în mintea omului. Iisus este educat. E plin de dragoste. E plin de iubire pentru tine și El bate la ușă și așteaptă un răspuns
de la tine, așteaptă un răspuns de la mine. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Doar atunci voi intra la el, spune cuvântul Domnului. Voi cina cu el și el cu mine. Cum folosim, dragilor, marele cadou, libertatea de a ne închina împreună cu frații noștri? A trecut doar ceva vreme când eram închiși și făceam slujbă prin intermediul internetului. Și a fost așa de greu. Întrebarea este libertate de a ne întâlni și de a avea părtășie cu Dumnezeu și marți, și joi, și sâmbătă, și duminică o avem. Cum te raportezi la acest cadou, libertate de închinare? Așa se numește. Cum ne raportăm la acest cadou? Cum folosim cel mai mare cadou primit de la Dumnezeu? Haideți să vedem o familie din Scriptură. Să vedem cum a gestionat familia aceasta din Scriptură marele cadou pe care l-au avut în acele momente, în acel context. Este vorba despre familia lui Lazar, Maria și Marta. Biblia ne spune că Marta l-a chemat în casă pe Iisus Hristos. Iisus Hristos este în casa noastră. Și sora ei, Maria, Biblia ne spune că s-a așezat la picioarele lui Iisus Hristos. Și a început să asculte cu pasiune cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele lui Iisus Hristos. Marta era la bucătărie. Maria era la picioarele lui Iisus Hristos. Și la un moment dat vine Marta și cere ajutorul lui Iisus Hristos. Ascultă-mă, Doamne Iisuse, spune-mi, sora mea, să vină să mă ajute. Nu pot și cu aragazul, și cu ceaiul, și cu plăcinta, și cu mâncarea, nu pot. Spune-i să vină să mă ajute. Și răspunsul lui Iisus este extraordinar. Cum au gestionat ei un cadou special? Iisus în casa lor. În acele momente, cum l-au gestionat? Spune Iisus Hristos așa. Drept răspuns, Iisus i-a zis. Luca 10:41. Marto, Marto. Și câți dintre noi nu suntem în poziția lui Marta? Cât alergăm. Spune cuvântul Domnului așa. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu. Dar un singur lucru trebuie. Auzi? Un singur lucru e necesar, un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Dragă familie, dragi familii, în această seară vă întreb, cum gestionați marele cadou primit de la Dumnezeu? Avem exemplul acestei familii. Una dintre ele s-a dus la bucătărie. E absolut necesar să gătești. Dar când e prezent Hristos în casă, când ți se dă șansa și ocazia să stai aproape de Hristos, când ți se dă șansa să vii la părtășie cu frații, cum gestionezi acel moment? Dumnezeu să te ajute și pe tine, să mă ajute și pe mine, ca împreună să gestionăm, să folosim mare pe cadou șansa salvării noastre, șansa libertății noastre, care o avem încă pentru puțină vreme, pentru a ne închina în libertate, dragilor, într-o zi se termină și libertatea aceasta, pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nu forțăm noi nota, nu dăm noi date, nu știm când se va termina, dar într-o zi se va termina acest mare cadou, libertatea de a ne închina. Să predicăm în seara de Crăciun, într-o zi se va termina cu libertatea aceasta. Astăzi, întrebarea este cum folosim darul primit de la Dumnezeu. E foarte interesat Dumnezeu de asta. Când Dumnezeu ne face cadou, am spus în primul rând, este interesat de expresia feței noastre, de reacția lăuntrica noastră, de cum ne raportăm, de cum facem. A doilea rând, El este interesat de cum folosim darul primit. Șansele acestea, binecuvântările acestea care ne le dă Dumnezeu. Și în al treilea rând, dragilor, spune versetul 16, s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, ciobănașii noștri, păstorii noștri, au găsit pe Iosif și au găsit pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Și versetul 18 spune, toți cei ce l-au auzit, ce i-au auzit, ei au început să mărturisească, toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii noștri. În a treia rând, dragilor, când Dumnezeu ne face cadouri, este foarte interesat, se uită la noi, cum împărțim cadourile primite de la Dumnezeu. Cu cine împărtășim darurile primite de la Dumnezeu? Ai o inteligență extraordinară. Dacă te pun frații să slujești la mise, te descurci.
Te pun la filmat, tinere, te descurci. Te pun la calculator, te descurci. E un har de la Dumnezeu, un dar pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Ești băiat inteligent, ești fată inteligentă și binecuvântată de Dumnezeu. Întrebarea este, împarți? Împărtășești darul primit și cu ceilalți? Asta cere Dumnezeu de la noi în seara aceasta. Când Dumnezeu ne face cadouri, nu uitați, este foarte interesant la cum împărțim binecuvântările, darurile primite de la El. Uitați-vă în Ioan, capitolul 4, versetul 14, de la versetul 14, Iisus stă de vorbă cu samariteanca, o femeie. Și la un moment dat, dragilor, spune Iisus Hristos, așa în rostirea Lui, în predica Lui acolo, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, îi spune femeii. În viață nu îi va mai fi sete, dar încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Lasă versetul 14 aici. Dragilor, efectul primirii cadoului, a darului lui Dumnezeu, efectul împărtășirii, a împărțit darul primit de la Dumnezeu, produce miracole, dragul meu. Cei care s-au crescut la țară, cei cărora vă place muntele, cei care ați avut ocazia să beți apă de izvor, știți bine că cu cât se scoate mai multă apă din izvor, cu atât devine apa mai rece și mai curată. Spune cuvântul Domnului, oricine va bea din apa pe care o voi da eu. Când ai primit darul lui Dumnezeu, când Hristos locuiește în tine și începi să împărtășești darul primit de la Dumnezeu, Hristosul care locuiește în tine, dragul meu, din inima ta va țâșni izvor de apă. Ascultă-mă! Nu trebuie să ții doar pentru tine. Nu e doar pentru mine. Nu se termină. Împarte-l și cu ceilalți. Spune-le și celorlalți cum au făcut păstorii. Au alergat în sat și le-au spus la toți că s-a născut Mesia, că s-a deschis cerul, că a venit un înger și le-a adus vestea cea bună și toți, spune Biblia, că s-au bucurat și s-au umplut de bucurie. Acum, femeia aceasta ce face? De vorbă cu un om special. Oare nu este El Hristosul? Haideți să vedeți! Uitați-vă la darul împărțit de femeia aceasta cu ceilalți. Ce fel de miracol a produs! S-au întors sătenii. S-au întors sătenii și spune Biblia că toată cetatea s-a pus în mișcare. S-a produs o trezire în Samaria. S-au întors oamenii la pocăință. Când darul lui Dumnezeu, darul primit de Dumnezeu care e în tine, și e în tine, dragul meu, că te cunosc și vă cunosc, aveți calități speciale din partea cerului, din partea lui Dumnezeu. Când le împărtășiți și cu ceilalți, nu se întâmplă altceva decât miracolul lui Dumnezeu. Ceilalți se bucură, ceilalți vin la Hristos, ceilalți sunt binecuvântați prin tine. Dragilor, haideți să privim acum în final la testul. Haideți să ne facem un test. Suntem în prima seară de Crăciun și ne gândim la nașterea lui Iisus Hristos. Sărbătorim această naștere a Iisus Hristos. Spuneam în primul rând, când Dumnezeu ne face cadouri, este interesat de reacția noastră. Crede-mă că este interesant. Vrea să fii mulțumitor. Pentru soția ta, vrea să fii mulțumitor pentru copiii tăi, pentru biserica pe care o frecventezi, pentru slujitorii cu care te-a binecuvântat Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 4, la versetul 11, ne spune Biblia că El a rânduit slujitor. Fii mulțumit cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, cu binecuvântările care ți le-a dat Dumnezeu. Când Dumnezeu ne face cadouri, dragilor, El este interesat să vadă cum folosim acest cadou, acest dar. Suntem noi nepăsători? Avem șansa salvării sufletului nostru. Suntem noi nepăsători? Nu, dacă ne-am botezat. Nu dacă venim la casa Domnului și trăim viața de credință. Dar dacă n-am făcut-o, asta înseamnă că suntem nepăsători la darul primit din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragilor, ne face cadouri și este interesat de cum împărți darurile primite. Acum să facem testul. Dacă am împărțit noi, dacă ne-am bucurat noi, dacă ne-am folosit bine de cadoul pe care l-am primit de la Dumnezeu, dacă am deschis pachetul, dacă am deschis cadoul, majoritatea lumii, suntem 7 miliarde de oameni. Și sunt miliarde de oameni care au cadoul pe masă. Dacă vreți, sub brăduleți, ca să mă înțelegeți voi, da? Că voi să-l deschideți în seara asta sau poate mâine. Și eu, miliardele acestea de oameni nu deschid cadoul, darul primit de la Dumnezeu, adică Hristos, Iisus Hristos, care Biblia le spune așa de frumos și de simplu, cine va crede în El,
Și se va boteza, va fi salvat, va fi mântuit. Și lumea stă cu cadoul închis, fără să-l deschidă. Dragilor, testul că am deschis cadoul este cât de darnici suntem. Adică când spun darnici, nu mă refer decât la cât de mult împărtășim ceea ce am primit de la Dumnezeu. Știți de ce spun lucrurile astea? Pentru că odată Hristos a intrat în inima noastră, nimeni nu mai poate să tacă. Dacă nu există foc în tine, nu există patos în mine, dacă nu există o forță care să mă împingă, să împart darul primit, n-am primit niciun dar. Frate Daniel, dar ce spui? Asta spun, dragilor. Când Hristos locuiește în tine, tu nu poți să ții închis. Când bucuria lui Hristos locuiește în tine, explodezi. Când dragostea lui Dumnezeu locuiește în tine, explodezi, dragul meu, nu poți să stai închis. Vii la biserică, nu poți să nu zici lăudat să fie Domnul. Nu poți să nu zici Domnul să vă binecuvinteze când așa de frumos cântă orchestra și frații care se pregătesc, oricât de obosit ai fi. Că Hristos este noi, dragilor. Testul că am deschis cadoul, că Hristos este noi, este felul cum împărțim ceea ce avem în noi. Și ca să peciclim ceea ce am spus, haideți să citim Ieremia, capitolul 20, versetul 9, un profet, un învățător extraordinar, un om al lui Dumnezeu. Și spune așa Ieremia într-o zi, n-am să mai predic, n-o să mai cânt. O să încerc să evit părtășia cu frații că m-au supărat pe evrei. Și fiți atenți aici ce expresie sau ce gândește și cum zice Ieremia. Nu voi mai pomeni de el. Asta s-a hotărât. Mă hotărăsc să tac. Decid să tac. Nu voi mai vorbi numele lui. Asta zice el. Dar atenție. Spune la om dat, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Dragă soră, dragă frate, la sărbătoarea aceasta Crăciunului, cu cadoul deschis, cu darul primit, cu Hristos în inima ta, născut în inima ta, eu te întreb, te împinge, te arde frumusețea lui Dumnezeu? Zici tu cum zice Ieremia, e un foc care eu am încercat să-l închid, să nu vorbesc la locul de muncă, să nu mai cânt o cântare, să nu mai vin la părtă și eu încerc să închid. Dar zice Ieremia, că au să-l opresc, dar nu pot. Mă arde, mă mistuie. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dragilor, haideți să ne ridicăm în picioare și în această seară să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru acest cadou primit de la El. Micul test care v-am invitat să vă-i faceți. Arde Dumnezeu în tine, arde Hristos în noi. De unde să știu că s-a născut Iisus în inima mea? Sunt așa de frumos și îmbrăcați. Dar obosiți, fețele voastre sunt foarte obosite. Ca și fața mea. Lasă că mâine o să fie mai bine după ce am venit. Dar inima noastră, este acel vulcan extraordinar. Stai cu cel mai bun, vulcanul din Napoli. Este acel vulcan care explodează, care aruncă. Inima ta este acest vulcan? Dacă da, Hristos s-a născut în inima ta. Iar dacă nu, ne vom ruga în această seară ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne binecuvinteze. Să prindă noi flacăra Duhului Său ce spune. Să primim la marele cadou primit de la Dumnezeu. Și reacția noastră să fie plină de bucurie, pentru că așa cum am văzut la întoarcerea la celor 70 de ucenici, Hristos s-a bucurat în Duhul când i-a văzut pe ucenici ce reacție au avut, ce frumos s-au bucurat. Și vreau și vrem că în această seară Hristos să zâmbească în dreptul nostru. Reacția noastră să fie una plină de bucurie. Doamne, îți mulțumim pentru Regele Iisus. Pentru copilul odată născut, dar nu mai e copil în mintea noastră și în inima noastră. E Rege! Domnește în inima noastră, călăuzește viața noastră, slăviți să fie numele Său.